Lola Style, stilul Lola, stilul tău. Vis-a-vis de cecul de pe Cuiești, salonul Lola Style te așteaptă cu un stil unic. Tratamente cosmetice cu aur și caviar, machiaje de zi și de ocazie, epilări cu ceară de unică folosință, pensări, coafiuri, manicură și pedicură. Lola Style, stilul Lola, stilul tău. Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la emisiunea noastră Viață în Armonie. Astăzi o avem pentru a doua oară în emisiunea noastră pe domnișoara Lia Alexandra Chiru, care vine tocmai de la București. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Vedeți, stimați telespectatori, așa de mult le plac invitațiilor mei această emisiune, încât vin de câte ori au ocazia. Trec și prin Piatra Neamț, chiar dacă nu au treabă special, așa cum Lia a venit de la București la Iași și de la Iași la Piatra Neamț, totuși pentru emisiunea aceasta. Așa este. Draga mea, spune-mi, te rog frumos, cu ce noutăți vii? Nu ne-am văzut de anul trecut din vară și cu siguranță, în afară de acest mărțișor care mi l-a adus, îmi vei vorbi și despre el, să-mi spui și alte noutăți cu care ai venit. Da. În primul rând, mulțumesc că m-ai invitat. Cu mare drag. Mărțișorul e noutatea. În vară vorbeai despre el, dar la forma acelei cărți care nu a fost încă tradusă. Acum deja o avem în limba română. Hai, adu-ne puțin aminte despre ce e vorba cu această carte și și mai bine este să începem întâi cu Cheile Genelor și de ce este bine ca noi să știm despre ele. Da, e un subiect vast. Cheile Genelor e o cunoaștere, practic, o întreagă înțelepciune pusă într-o carte, care pare stufoasă, dar de fapt e incredibilă, se citește singură, aș putea spune, e plină de înțelepciune și de multe înțelesuri. Cheile Genelor a fost scrisă de Richard Rudd, un britanic, care ne-a vizitat, a venit în România, s-a îndrăgostit de România, la fel ca Andrew Fretwell, de care am vorbit data trecută. Și în cartea asta Richard și-a pus 20 de ani de călătorii în întreaga lume, discuții cu maestri, cu oamenii luminați, foarte multă înțelepciune personală, insight-uri, informație canalizată care a venit prin el. Și ce pot să spun, eu ador cartea asta, e extraordinară. Din momentul în care am cunoscut-o în limba engleză, am zis, trebuie și românii să o aibă, trebuie să o avem și noi în limba noastră. Și am reușit. S-a tradus, am avut o echipă de traducători foarte buni, cărora le mulțumesc din suflet. Andrew ne-a susținut, Richard ne-a susținut și în toamnă am făcut lansarea cărții și a venit și Richard în România. Superb! Acum să ne povestești un pic, așa, succint, cât avem timp, despre Cheile Genelor. Ce sunt și de ce este bine să aflăm că există? Da, Cheile Genelor e un titlu sugestiv. Practic, ADN-ul nostru, știi că eu sunt genetician și atunci am să te readuc la știință de fiecare dată. ADN-ul nostru este format și din gene, totuși o mare parte din el, mai mult de 90%, e informație non-codificantă. Asta înseamnă informație care nu ne ajută în mod fizic și direct în viața noastră de zi cu zi. Nu e folosită pentru a face proteine, pentru a scrie programele vieții, pentru a crea celule noi, da? Însă, în informația asta, totuși, în cele 90% din ADN, care, mă rog, e așa spus, ADN de rezervă, să zicem, sau ADN gunoi, dar nefolositor, se scrie practic se scriu toate experiențele noastre, tot ceea ce noi trăim, tot ceea ce noi experimentăm, de la străbuni încoace, este păstrat în formă fizică în interiorul nostru. Ceea ce spui tu, acest ADN ne ține de fapt și ne spune istoricul sufletului nostru și din alte vieți, categoric. Deci ține de toată generația din spatele nostru și al nostru din alte vieți, pentru că cine recunoaște că există reîncarnare și merge pe ideea asta, dă și de înțeles, practic, ADN-ul vine cu cu ceva istoric din spatele nostru, din alte vieți. Cu siguranță, și nu e doar din alte vieți în întrupare umană, pentru că embrionul, în momentul în care se dezvoltă, trece prin toate stadiile prin care au trecut ființele umane până ajunge oameni, da? De la stadiul de pește, amfibian, embrionii au codiță, e evoluția, incredibil. Da, evoluția. E incredibil să observi toate lucrurile astea, e una din pasiunile mele și ai să mai auzi despre asta în anii care vin. Acum să-mi spui, practic asta este întrebarea pe care ți-ar pune-o și telespectatorii. La cine folosesc științele astea nouă? Noi trăim acum și aici. Sigur. Cu ce ne ajută? Sigur. Îți spuneam că ADN-ul nostru e format din gene. Nu avem o cheie efectivă pentru fiecare gen în formatul fizic în care avem o cheie pentru a deschide un lacăt. Însă, ADN-ul nostru este activat pe bază de frecvență. Am auzit cu toții, cu cât gândurile sunt mai înalte, mai curate, cu atât funcționăm mai bine. Și adevărat, da? Ne vindecăm mai bine când avem gânduri de frecvență înaltă, pentru că ADN-ul deblochează pur și simplu în felul în care am avea un lacăt care ține ascuns o comoară. O comoară de vindecare, o comoară de curățare, da? Un spațiu sacru în interiorul ADN-ului nostru. În momentul în care frecvența corectă vine, se formează principiul cheie lacăt și se deschide. Când avem frecvența corectă a unui gând, a unor sentimente minunate, atunci când ne îndrăgostim și ieșim afară, toți copacii sunt superbi, nu? Cerul este incredibil, păsărelele cântă peste tot. Observ totul cu mult mai mare intensitate și este mult mai frumos. Și cu iubire, și totul e în jur, e iubire când suntem îndrăgostiți, nu? Așa văd și copiii până în 3 ani viața. E, în momentul ăla, frecvența este foarte înaltă și atunci ADN-ul este relaxat. Aș vrea să-ți descriu ADN-ul ca un fel de tobogan de la Disneyland, pe care curge apă, da? În aceeași formă de spirală. În momentul în care noi suntem relaxați, în momentul în care respirăm iubire, gândim iubire, suntem una cu tot ceea ce este, ADN-ul nostru este relaxat, exact ca atunci când respiri profund. Da? Și te relaxezi, te extinzi, te expandezi, la fel și ADN-ul nostru. Și genele din noi la fel fac. Se expandează, se extind, se luminează și curge mai multă lumină prin interiorul nostru. La fel, cheile genelor ne oferă acea frecvență, acea cheie, acel cod pentru a desface din noi toată lumina asta abundentă care ne locuiește, care este în noi în fiecare clipă. Deci nu ne aduce ceva nou, nu e o soluție hocus-pocus, nu e, nu știu, o vrajă. De fapt, e o vrajă cumva, e o mică magie, pentru că ai o carte pe care o citești, e studiu individual, nu vine cineva să te învețe, da? Suntem noi cu noi. Și în același timp putem să citim pe o pagină codurile vieții noastre, să ne luăm singuri de pe paginile cărții. Richard a presărat o mulțime de chei, o mulțime de înțelesuri care ajung la noi în momentul în care suntem pregătiți pentru ele. Eu îți mărturisesc că am citit cartea de 10 de ori până acum și de fiecare dată este ceva nou. O deschid, poți să o folosești ca un oracol. La întrebarea ta de ce ne este folositoare, orice întrebare ai avea în viața ta, iei cartea, o deschizi și vezi ce-ți spune. Și cumva înțelepciunea asta a vieții din interiorul nostru, asta e tot ce e, înțelepciunea din interiorul nostru ne vorbește, Dumnezeu ne vorbește prin noi. Este minunat, iar când mă uit la tine și, stimați telespectatori, o aveți în față, e numai zâmbet. Emană pozitivitate și iubire. Deci tot ce este în jurul ei este un zâmbet larg și un moment de pur și simplu de relaxare totală. Ea este Lia și vedeți, de asta mi-este drag să o chem, să vină, să vă împărtășească și dumneavoastră gândurile ei, pentru că știe ce spune și știe cum să le transmită. Lia, noi am mai discutat și astă vară, în particular, anumite lucruri, pentru că trăim niște vremuri un pic mai dificile. Multă lume spune că este pentru binele nostru, că tot ceea ce se întâmplă este pozitiv, că este pentru creșterea noastră, dar ținând cont că trăim într-o societate și nu este doar situația țării noastre, ci o situație generală, globală, eu vin și la tine cu rugămintea ca și la ceilalți invitați ai mei, ce putem face să gândim pozitiv, să gândim constructiv, să ne rupem puțin de toate problemele din jurul nostru și să le luăm, chiar dacă este o problemă și așa o vedem, așa o percepem noi pe linia fizică, să încercăm să o gândim că este spre binele nostru. Nu este foarte ușor, de-aia îți cer ajutorul. Da, nu am un sfat în direcția asta, de altfel e o glumă foarte drăguță care spune: sfaturile, dacă ar fi bune de ceva, cel care le dă le-ar ține pentru el. Da, vis-a-vis de sfaturi, că mi-ai aruncat la fileu acum cu mingea, sfaturi din punctul meu de vedere, și nu numai al meu, am văzut că e împărtășit ideea asta de mai multe persoane care au înțeles. Cel puțin din punctul meu de vedere, cuvântul sfat ar trebui să dispară din dicționar. Pentru că nu poți să trăiești viața altuia și nu poți să-l sfătuiești atâta timp cât nu eu pot trăi. A, ofere o informație. Noi, dumneavoastră, stimaților prieteni din fața televizoarelor, vă oferim informații. Dumneavoastră aveți liberul arbitru să le acceptați sau nu, să le percepeți sau nu. Noi vă aducem oameni care vă dau informații. Sunteți de acord cu ele, rezonați cu ele, aveți liberul arbitru să le luați cu dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră, să le puneți în practică sau nu. Telecomandă dacă nu vă place și alt canal. Așadar, Lia, am dreptate, da? Sigur, sigur. Sunt convinsă că toți telespectatorii tăi stau cu sufletul la gură să-ți urmărească emisiunile. Mulțumesc, așa să fie. Așa că nu avem nici o îngrijorare în privința asta. Da, deci spuneam de sfaturi, nu avem sfaturi. Ce fac eu este o relaxare continuă, să-mi readuc aminte tot timpul că viața se exprimă prin tot ceea ce este în jurul meu și în jurul tău și în jurul nostru și că undeva, la un moment dat, marii părinți ai Ortodoxiei Române spuneau asta, că toți ajungem înapoi să fim Dumnezeu, da? Cu alte cuvinte pe care nu mi le aduc acum aminte. Ajungem să ne redescoperim latura de a fi una cu Dumnezeu. Și Richard spune cumva același lucru în carte. Fiecare cheie conține 3 nivele de frecvență: umbră, dar și dar divin sau sidi. La nivelul frecvenței darului divin devenim una cu Dumnezeu, ne apropiem atât de mult de îndumnezeire încât devenim una cu Dumnezeu. Și în perspectiva asta nu este ceva ce putem face pentru cei din jurul nostru. Este mai mult o intrare în noi, o reintrare în noi, o rescufundare în divinitatea din noi. În momentul în care fiecare din noi își asumă că viața proprie este o consecință a tot ceea ce este un mare dans al vieții în jur, atunci nu mai putem să catalogăm lucrurile, astea sunt bune, astea sunt mai puțin bune, astea sunt rele. Nu mai există. În momentul în care tot ceea ce văd în fața mea este exprimarea lui Dumnezeu în formă, este divin prin formă, prin structură, este perfect. Uite, la cursuri, la un moment dat spuneam să ne uităm la un copac, la o frunză. Eram în facultate și doamna profesoară, decana Facultății de Biologie din București, ne-a întrebat, zice, știți structura unei frunze? Era un seminar de genetică. Îți închipui că niciunul dintre noi nu puteam în fața doamnei decan să spunem nu, n-am învățat-o, eram studenți, da? Sigur, tot amfiteatrul spune da. Și ați găsit ceva în plus acolo? Nu! Ea tocmai ne preda faptul că 90% din ADN este în plus, este nefolositor. Da? Eram în subiectul ăsta și apoi ne întreabă de frunze. și realizăm tot amfiteatrul, sute de studenți, că oamenii nu au cum să aibă ceva în plus, ceva greșit, că tot ceea ce este în noi este cu un motiv acolo, cu un motiv foarte bun. Și ADN-ul care pare nefolositor, și umbrele care par nefolositoare, și bolile care creează suferință și durere, toate lucrurile astea au un sens. Și cumva, citind cartea, am început să înțeleg că fiecare umbră are un dar. Și umbrele, durerile, suferințele nu sunt decât o melodie dată prea tare. Cum e Mozart? Dacă ascultăm Mozart, ne unge pe inimă, ne bucură, ne vine să dansăm, să zâmbim. Dar în momentul în care dăm muzica prea tare, când îl punem pe Mozart la 100 de decibeli, dintr-o dată urechile bubuie. Și atunci degeaba e Mozart. Și ce putem face, ca să revin la răspuns, pentru toți cei din jur? Cred că poate datorie, nu sună prea mult datorie, dar ceea ce putem să facem din tot sufletul este ca de fiecare dată când vedem în fața noastră ceva ce pare a fi o problemă sau un dezacord sau o supărare sau o boală sau o suferință sau orice, am putea să-l categorisim ca mi-aș dori să fie altfel, să reținem că în spatele oricărei umbre există un dar și că umbra e doar o melodie dată prea tare, atât. Dar dacă dăm înapoi volumul mai mic, putem să-l auzim pe Mozart din nou. Și pentru mine asta schimbă viața cu totul. Eu deja să-mi plutesc într-o altă, nu știu, într-o altă dimensiune. M-a dus, m-a transportat deja. Este fantastic ce spui și comparația cu muzica, cu volumul mai tare, cu volumul mai mic, este un mod de a, într-adevăr, de a face o comparație cu tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru când ne place sau nu ne place ceva, când suntem confortabili sau avem un disconfort. Acum, ținând cont de faptul că e ușor a spune, să ne înveți cum să ajungem să fim stăpâni pe volum, pentru că nu e chiar atât de ușor să pui mâna pe butonel și să dai mai încet, că te deranjează la urechi. Mai sunt și alții care îți dă peste mână. Ia să auzim. Da. Uite, am să revin din nou la cartea asta. Te rog. Pe site-ul cheilegenelor.ro sau ginkeys.ro există un loc în care ne putem genera un profil. Profilul este automat și vine automat și are legătură cu data și ora nașterii. Practic, cu locul în care noi ne-am întrupat în marea supă a vieții. Da? Ne închipuim o mare supă și la un moment dat dăm drumul unui ou în interior. Forma în care acest ou se coagulează are legătură cu tot ceea ce se află în supa vieții în jur. Astre, oameni, influențe, tot felul de lucruri magice care se află în supa vieții în momentul în care noi ne întrupăm pe pământ. În momentul în care citim acest profil, putem să vedem, avem 11 sfere pe care le putem vedea. Da? Primele 4 sfere sunt cele mai importante, sunt sfere verzi și sunt sfere care fac parte din secvența de activare. Fiecare din aceste sfere are o cheie în interior. Ele sunt 64 de chei și fiecare sferă conține o cheie. Sunt cheile noastre, sunt darurile noastre principale. Da? Sunt cheile noastre principale. Noi le avem pe toate 64. Dar acestea 4 sunt mai luminoase, sunt mai bine exprimate. Personalizează în funcție de data și ora nașterii. Exact. Da? Și locația, locul în care ne-am născut. Are o legătură, scuză-mă, are o legătură cu astralul? Sigur că da. Cu tot. Și cu astrologia? Cu tot. Cu tot. Este absolut holistic. Și în momentul în care deschizi cartea, vrând să-ți citești propria cheie, da? Cartea conține 64 de chei, una din cele 4 ale mele, vreau să o citesc. Deschid cartea și descoper în carte cele 3 nivele de frecvență pe care le are acea cheie. O umbră, un dar și un dar divin. În felul ăsta îmi cunosc umbra, darul și darul divin. Spre exemplu, să-l facem foarte practic. Pentru mine, prima sferă pentru mine conține o cheie, evident, Și cheia mea are umbra agitației, darul inițiativei și darul divin al trezirii. Trezirii în sensul de trezire spirituală. Da. În momentul în care melodia mea, Mozart, pentru mine, merge la un nivel normal, eu văd inițiativa. Mozart pentru mine este inițiativa și pot să văd asta. Am luat inițiativa să facem cartea în limba română, am luat inițiativa să creăm asociația Viața Conștientă, am luat inițiativa să popularizez Original Feeling Touch, masajul abdominal, OFT în toată România. Deci sunt inițiative pe care le-am luat, care au curs. Nu am simțit, n-am pus o voință în asta. Cumva sunt, pentru că este un dar al meu, a curs prin mine. Au venit firesc din divin. Da, da. În acest fel, în această formă, cu această culoare, cu această savoare, da? Dar eu pot să văd că luând foarte multe inițiative, da, încep să dau volumul din ce în ce mai tare la Mozart și se creează agitație. Pentru că atunci când eu rulez 4 programe în același timp, când am 4 lucruri de făcut în același timp, nu pot să am grijă de ele cu totul. Și atunci apare agitația. Când apare agitația, imediat îmi dau seama că este melodia mea dată prea tare. Și atunci, practic, de fiecare dată când descoperim o umbră, când vedem, un pic de atenție punem și observăm, ah, uite agitația. Ne reamintim care este darul, care este Mozart, da? Cu alte cuvinte, de fiecare dată când urechile sună, pentru că e prea tare melodia, ne reamintim ce melodie era inițial. Pentru mine era Mozart, era inițiativa. Și atunci îmi folosesc acel dar, inițiativa, pentru a da volumul mai încet. Da? Și am luat inițiativa în momentul în care aveam foarte multe lucruri de făcut, de a lucra cu niște oameni extraordinari, de a face o echipă extraordinară, de a aduce mai mulți oameni în echipă, astfel încât împreună să putem să extindem toate proiectele astea în toată România. Și în felul ăsta, nefiind nevoită să lucrez singură, să fac toate lucrurile astea singură, agitația a scăzut și am revenit la Mozart, la inițiativă. Și pot să iau și mai multă inițiativă, să, uite, de exemplu, îl vom aduce din nou pe Richard anul ăsta și pe Andrew. O altă inițiativă, pentru care va fi nevoie să mai aduc și alți oameni. Și tot așa. Uite, pentru că tot ai pomenit de ei, te-aș ruga să spui cine sunt acești oameni pentru telespectatorii sau cei care ne privesc și nu au văzut prima emisiune. Așa este. Richard Rudd este autorul cărții Cheile Genelor, este britanic. Andrew Fretwell, la fel, este și el britanic. S-au cunoscut acum câțiva ani și au descoperit că au foarte multe lucruri în comun. Au studiat cu Mantak Chia, care este un maestru extraordinar. Și împreună... Maestru în ce? Pentru că a fi maestru, fiecare are o înclinație. Spuneam la un moment dat, muntele îl poți urca așa, îl poți urca așa sau îl poți urca așa. Deci hai să... tot sus la Dumnezeu ajungem, dar pe ce linie? De asta te întreb. Mantak Chia, printre multe altele, a popularizat Chi Nei Tsang, masajul abdominal chinezesc, care este holistic din toate punctele de vedere și ajută la eliberarea emoțiilor stocate în corp. Și la eliberarea emoțiilor stocate în corp, vindecare. Andrew Fretwell a studiat cu Mantak Chia, iar apoi, pentru că, exact cum spui tu, la Dumnezeu ajungem oricum, indiferent cum ajungem, a descoperit cheile genelor. Și una din cheile lui Andrew este simplitatea. Ce frumos! Unul din darurile lui este simplitatea. El este aici pentru a face lucrurile simple. Și astfel a luat Chi Nei Tsang, care este un masaj cu foarte mulți pași, masaj abdominal, și l-a dus la esență, la simplitate. Și a devenit OFT, atingerea senzației originare, atingerea pânteculei, atingerea lichidului amniotic. Care este extrem de simplă, are foarte puțin pași, se învață extrem de ușor de către oricine, absolut oricine. Deci Asta este despre Andrew. Despre Richard, ce pot să-ți spun? Este un om nemaipomenit. Și el s-a îndrăgostit de România și România de el atunci când ne-a vizitat. Acum vrea să vină cu toată familia. Are 3 copii, un tată devotat care a luat și a scris cartea asta cu copiii pe genunchi, spune el. Zice, viața curge prin tot ce e în jurul meu. Eu vreau să scriu cartea, cartea vrea să se scrie prin mine. Și totuși copiii mei cerau atenție. Și astfel luam pe unul de... îl lua pe genunchi și cu cealaltă mână scria cartea. Iar cartea n-a durat decât 7 ani să fie scrisă. O, Doamne! Cât a crescut deja copilul. Da, da. Frumos. Da. Vreau să ne spui acum cine ești tu. Pentru că pe ei i-ai prezentat. Prezintă-te și tu. Aoleu! Asta va fi mai dificil. Nu știu ce anume vrei să afli despre mine. În fața telespectatorilor ești o ființă minunată, o ființă de lumină. Acum îți spune și cum ai ajuns să fii așa. Nu știu. N-am nici cea mai vagă idee. Nu știu ce să-ți răspund la întrebarea asta. Din nou, Dumnezeu se joacă în toate formele. În forma asta, în forma asta, în forma îngerașilor din jur, a florilor din jur. Atunci spune-mi cum ai ajuns să vezi și să fii atât de luminoasă și cum ai ajuns și pentru telespectatori să le dăm exemplu tău și să facă și ei la fel, să ai această pace în tine și în jurul tău. Da. Cred că dorința de a avea pacea asta interioară e în sufletul tuturor. Și a fost și în sufletul meu dintotdeauna. De altfel, ce cred eu din toată inima e că Mozart, de care îți spuneam mai devreme, nu poate fi auzit dacă pe fundal nu e liniște. Ca Mozart să poată fi auzit, în fundal e liniște. Și liniștea asta e în fiecare dintre noi. Altfel nu l-am avea pe Mozart. Dar cum o descoperim? Uite. Cum o facem să ajungem în liniște? Asta este întrebarea pe care mi-o pun și eu și foarte mulți din telespectatori. Cum ajungi la acea liniște? Mulți din cei care au venit în emisiunea noastră au spus așa: caută-ți pacea interioară, caută-ți liniștea interioară. Cum ajungi acolo? Pentru că nu spun că nu este zgomot în afară, dar ca să atenuezi acel zgomot și să ajungi la liniștea ta, îți trebuie oarece putere și experiență. Sau, hai să-i spun altfel, muncă. Cum să muncești să ajungi acolo? Uite, eu cred că a munci merge în direcția opusă liniștii. Liniștea este. Hai să descriem altfel. Un alt dar pe care l-am este să fac lucrurile complicate, descriptibile în cuvinte simple. Da? Și atunci am să desenez o metaforă. Închipuieți că gândurile sunt ca niște spaghete. Spaghete bolonieze sau de care vrei tu. Dar să zicem că au sos roșu, să fie mai gustoase. Spaghetele, ca să poată fi servite, trebuie să stea pe farfurie. Corect? Da. Farfuria, cu siguranță, atunci când când este scoasă din dulap, este curată, imaculată. Iar deasupra vin spaghetele, cu tot cu sos. Da? Atunci când avem multe gânduri și sos, zgomot exterior, da? Roșu, să-i zicem, uităm, efectiv uităm că dedesubt e o farfurie. Iar farfuria e curată. Conștiința noastră, ceea ce suntem noi, sămânța din noi, lumina din noi, e liniște. E tot ce e. E Dumnezeu. E liniște. Nu e nimic mai mult de atât. Nimic. Și atunci eu pot să mă uit la spaghete și să zic, am multe spaghete. Pot să dau spaghete la o parte și să văd farfuria murdară și să zic, am o farfurie murdară. Sau pot să-mi readuc aminte că ceva este ceva dedesubt. Este ceva care conține spaghetele. Este ceva care conține gândurile. este ceva care vede gândurile, sentimentele, vede trăirile. Este ceva care le ține. Și în acel ceva, ca să poată exista spaghetele, da? Trebuie să fie acea liniște. E în fiecare dintre noi. Nu e nimic de muncit ca să ajungem acolo. Nu e... Practic, acolo unde îmi pun atenția, acolo este energia mea. Acolo unde îmi pun atenția, acolo este intenția mea. Acolo este viața mea. Dacă eu mă gândesc la lucrurile care nu mi-aparțin mie, care nu sunt legate de mine, atunci nu pot să fiu în contact cu farfuria mea. Imaginează-ți un restaurant în care avem mai multe persoane și fiecare a comandat spaghete. Crezi că farfuria unuia se gândește, dar oare ce fel de spaghete conține farfuria de lângă? În schimb, noi, oamenii, în anumite contexte, ne gândim, oare ce gândesc ceilalți despre mine? E un gând, e una dintre spaghetele din farfuria mea, care se întreabă, oare ce face spagheta din farfuria celelalte persoane? N-are sens. Vezi? Și totuși trăim într-o comunitate, nu suntem singuri. Clar? Ca să ajungi la liniște, ai nevoie de zgomot. N-ai cum să vezi lumina dacă nu este întuneric. N-ai cum să ajungi la liniște dacă nu este zgomot. Zgomotul se aude pentru că este liniște. Altfel n-ai auzit zgomotul. Zgomotul, Mozart sau orice altceva este pentru că ceva îl conține, ceva îl aude. Cine aude zgomotul ăsta? Ceva aude zgomotul ăsta, da? Acolo e liniștea. Nu e nimic de căutat, din perspectiva mea, nu există căi de urmat, nu există modele de urmat, nu există, uite, omul ăsta e în liniște, am să fac ca el. Richard este de o pace de nedescris. În momentul în care stai în preajma lui, gândurile tac. Pacea se așează. Nu mai e nimic de făcut, nimic de demonstrat, nimic de așezat, pentru că nu mai e altceva. E același. Același proces se întâmplă în momentul în care un terapeut OFT oferă un tratament OFT, pentru că se combină, se dezidentifică atât de mult cu sine până ajunge în starea de a fi una cu tot ceea ce este, până a fi transparent. Și atunci cel care primește un tratament OFT urcă și el la aceeași frecvență, ajunge și el la a se simți ca în pântecul mamei, dar mamei pământ, a mamei, mamei cu mâna mare, al vieții, cu totul. Și atunci nu e un drum, nu cred că e o muncă pentru a ajunge la liniște. Cred că putem să ne observăm gândurile, iar Richard spune în mod următor că putem să lucrăm cu cartea pentru a ne vedea darurile și ne punem 10% atenție pe umbră și 90% atenție pe dar și pe darul divin. Practic, ne punem atenția pe Mozart, nu pe zgomot, nu pe Mozart dat prea tare, nu pe gălăgie, ci pe armonie. Și în momentul în care noi ne observăm darurile și le folosim, ajungem la mai multă armonie interioară. Apoi putem să folosim darurile și umbrele și cartea pentru a lucra cu alte persoane. Asta din nou îți răspunde la prima întrebare. Cum lucrăm pentru ceilalți? Cu ceilalți ne punem 100% atenția pe dar și pe darul divin. Nu ne punem atenția pe umbră. Pentru că ceilalți nu au nevoie să fie judecați. Nimeni nu are nevoie să îi se spună, vezi că acum ești într-o frecvență joasă. Nu folosește nimănui. Dar dacă, în schimb, eu am un prieten care, să spunem, uite, în momentul ăsta trece printr-o perioadă mai dificilă și ne întâlnim și vorbim. Eu știu, pentru că m-am uitat pe profilul prietenului meu, că are aceeași cheie, să luăm exemplu cu cheia mea, agitație, inițiativă și trezire. Eu pot să văd că el este agitat. Prietenul meu este agitat, este într-o situație din care el nu vede o soluție în momentul ăsta, da? Să creăm un exemplu mai puternic. Nu vede o soluție. Eu pot să vin și să spun, știu eu o soluție, îți dau un sfat. Nu cred că folosește nimănui. Nici lui, nici mie. Cu adevărat nu cred că înăuntru se trezește ceva dacă fac asta. Pentru că ceea ce eu aș putea să ofer ca sfat este doar trăirea mea. Este felul în care eu văd lumea prin ochelarii ăștia. Ce spuneam la începutul emisiunii. Exact. Dar pot să ofer altceva, pot să ofer iubire într-o formă aplicată, da? Iubire într-o formă compactă, o pastiluță de iubire, care înseamnă, îi știu profilul, am observat, uite, e umbra agitației și îmi pun 100% atenție pe dar și pe darul divin al prietenului meu. Și știu că darul este inițiativa și darul divin este trezirea. Ce cadou mai minunat poți să-i faci unui prieten, unui alt suflet, decât să te uiți la el sau la ea ca la o ființă total capabilă de a se trezi acum, în secunda asta, ca Dumnezeu întrupat? Ce poți să oferi mai mult decât a-l privi pe celălalt ca pe Dumnezeu? Pentru că asta suntem în esență, lăsând la o parte personalitatea, lăsând la o parte spaghetele, să vezi farfuria albă, imaculată, din fiecare. Unii au mai multe spaghete în farfurie, unii au mai puține spaghete în farfurie, dar cu toții avem ceva ce conține toate gândurile și problemele și, da? Iar eu mă uit la prietenul meu și văd niște spaghete, există acolo, dar îmi aduc aminte, darul lui este inițiativa. Și atunci, cumva, e o pârghie, e o joacă. Folosesc darul lui, trezesc darul lui, știu că darul lui e inițiativa și spun, ce-ai putea să faci acum ca să te simți mai bine? În felul ăsta îi provoc inițiativa din el să iasă la suprafață, provoc darul din celălalt să iasă la suprafață. Știi? Aș putea să spun la fel de bine, hai să mergem în parc să ne plimbăm, cred că ai să te simți mai bine. Dar atunci îmi folosesc inițiativa mea, vezi? Pe când, cunoscând darul celuilalt, și fiecare avem mai multe daruri, pot să-l provoc, să-l scot, să-l ademenesc afară. Celălalt poate să fie într-o stare mai puțin luminoasă în momentul ăla, să aibă multe spaghete pe farfurie, să uite că are farfurie. Dar eu știu că de desubt e o farfurie care e perfectă, e imaculată, e curată. Pare să aibă spaghete acum, pare să aibă sos pe ea, dar e în regulă. E în regulă pentru că eu știu ce-i de desubt. Și atunci văd trezirea, văd inițiativa. Uitându-mă la tine și o vedeți că e o mânuță de om, deci o cuprinzi, atât este de subțirică și vorbește cu atâta pasiune de spaghete cu sos că ți se face foame și nu are nimic de a face cu ceea ce vorbește ea, cu felul ei de a fi și cu ce transmite. Deci faci niște comparații că pur și simplu mă gândesc că de aici plecăm să mâncăm spaghete. Poate ne foame, da? Foarte drăguță. Este nemaipomenit să te am în preajmă și să vorbești atât de frumos despre ceea ce înseamnă să fii, despre firesc, pentru că ești firescul născut. Cu toții suntem. Suntem, da, e adevărat. Vroiam doar să te mai întreb, prin pledoaria asta minunată pe care tu o faci, noi ne-am născut și implicit și tu, și eu și probabil cei care suntem născuți aici, în zona asta a ortodoxiei, ne-am născut cu educația unui Dumnezeu acolo sus, pe un jilț mare cu cum se cheamă ăsta de țimă? Sceptru? Un sceptru de aur în mână, plin de diamante sclipitoare și așa mai departe. Și acel minunat Dumnezeu care stă sus și se uită la noi așteaptă ca noi să ne rugăm, să îi cerem, să ne fie frică de el. Cum să scoatem din mintea, din spaghetele, cum le spui tu, hai să-i spun minte pentru că e minte până la urmă, să scoatem din mintea noastră această paradigmă că Dumnezeu nu este acolo și că Dumnezeu este în noi, că Dumnezeu este în tot ceea ce ne înconjoară și că nimic nu există fizic pe pământul ăsta în care să nu fie Dumnezeu. Da, îți înțeleg întrebarea. Cumva nu văd nimic de scos. Nu văd un lucru care ar trebui dat la o parte. Atunci când explici unui copil mic, în primii ani de viață, ce e Dumnezeu, sigur poți să creezi o imagine antropomorfă a unei entități cu barbă, care undeva stă și îndeplinește dorințele celui mic. Cred că în momentul în care trecem de viziunea asta moșului cu barba albă, la fel cum Moș Crăciun moare, și imaginea asta despre acel Dumnezeu bătrân care ne bate cu bățul dacă greșim, se topește. Pentru că, vezi tu, marii călugări, marii preoți, nu vorbesc niciodată despre asta. Cei care au ajuns cu adevărat să-L simtă pe Dumnezeu în inima lor, ortodoxi vorbim de părinții ai ortodoxiei, de ctitori mari, de călugări, de pusnici, de părinți, de ziditori ai ortodoxiei. În momentul în care treci cu adevărat să simți profunzimea a ceea ce ei învață pe oameni, și Părintele Arsenie Boca la fel, ceea ce ne învață, ceea ce ne oferă cu adevărat ca informație în spatele imaginii, din nou, în spatele imaginii proiectate. Este de iubire infinită, este de dumnezeire prin om, este de a fi una cu Dumnezeu în a te îndumnezei prin felul în care trăiești. Eu văd toate lucrurile astea la fel, nu văd ceva care ar trebui scos sau eliminat. Fiecare vede, la un moment dat, nivelul de profunzime pe care este capabil să-l ducă. Dacă copilul poate să vadă un domn în vârstă cu barbă de care va trebui să se teamă, să nu ia jucăria unui alt copil pentru că va fi pedepsit de Doamne, Doamne, este nivelul de profunzime la care copilul poate să vadă lucrurile în momentul ăla. Ca adult putem să alegem să păstrăm imaginea asta sau să mergem mai în profunzime, să ne dăruim lui Dumnezeu. Dacă vorbești cu un călugăr sau o călugăriță, sunt căsătoriți cu Dumnezeu, îl trăiesc pe Dumnezeu prin fiecare respirație, se roagă lui Dumnezeu, dar acest Dumnezeu își pierde diferențierea. De fapt, dacă ar fi să descriu CD-urile, stările de iluminare în felul în care le văd eu, este lipsa asta a limitării, a diferențierii dintre mine și Dumnezeu. Nu mai simt nevoia să interpun pe nimeni între mine și Dumnezeu și cumva tot dansul ăsta de eu sunt, Dumnezeu este, tu ești, marginile dintre acest sunt încep să devină din ce în ce mai moi, mai flexibile, mai curgătoare, până când se suprapun una peste cealaltă. Și totul devine una. Exact. Despre asta vorbește toată cartea asta, despre asta e vorba în toată secvența de activare, despre ceea ce sunt eu în interiorul meu, valorile, dorințele, gândurile, iubirea care curge din mine, este țesută în arhitectura țesuturilor mele să se exprime în exterior prin ceea ce fac. Pentru că uneori mi s-a întâmplat ca ceea ce sunt să nu se exprime prin ceea ce am făcut. Să fac altceva decât ceea ce sunt. Și poate și ție, poate și telespectatorilor noștri li s-a întâmplat ca să vreau să fac ceva și totuși să mă gândesc că ar trebui făcut altfel și să fac altfel. În momentul în care noi suntem ghidați de Divin. Noi suntem una cu Divinul, deci am ajuns la această fază. Luăm totul firesc și vedem că nu mai există rău, că nu mai există bine, că totul este așa cum vrea Dumnezeu, adică divinitatea din noi. Mereu când spun Dumnezeu, mă urc acolo sus și acum, cu toate că știu și trăiesc ceea ce există aici, acum, și că suntem una cu toții. Probabil paradigma este prea puternică, aceea a copilăriei mele și a educației care am primit-o în ortodoxie. Când mergeam, mă ținea bunica de mânuță și mă ducea la biserică și acolo îngenuncheam în fața icoanelor și ascultam slujba bisericii ortodoxe într-un mod foarte, foarte atent, prins acolo. Ei, am rămas cu ideea că acolo sus este, Doamne, Doamne, pe acel jilț frumos și ne privește. Și poți să contești asta? Nu, nu contest, ci doar vreau... Există și ceva acolo sus care ne privește. Categoric, ci vreau să-L aduc pe Dumnezeu și mi s-a întâmplat chiar, la un moment dat, să-L aduc pe Dumnezeu lângă mine și să stau de vorbă cu El. Și a fost o singură dată s-a întâmplat lucrul ăsta, când am putut să stau de vorbă cu Dumnezeu și mi-a răspuns în gânduri. Lucru care nu mi s-a mai întâmplat, dar a fost o legătură extraordinară. Deci extraordinară, ceva ce aș vrea să se repete și se va repeta cu siguranță, dar în contract cu ceea ce ai spus tu, va trebui să muncesc mai mult cu mine, chiar dacă această muncă nu e de fapt o muncă, ci altceva. Lia, am avut o plăcere extraordinară să te am în emisiunea noastră și telespectatorii de asemenea. Cu siguranță vei mai veni la Piatra Neamț atunci când vei simți și când divinitatea te va îndruma să vii să ne mai... Prin tine? Prin chemarea ta? Nu, Dumnezeu îți va îngădui să vii și atunci când ai să simți, ești bine primită în orice moment. Stimați telespectatori, am avut în emisiune un înger, pot să spun, pot să-i spun așa. Uitați, nu, tu ești îngerul. Tu ești îngerul, un înger frumos, pozitiv, care ne-a umplut într-adevăr și televiziunea de lumină și de pace. Dragii mei telespectatori și prieteni, așa cum v-am obișnuit, ne cerem iertare, vă iertăm, vă iubim și vă mulțumim. Și dacă nu v-am fost pe plac, scrieți-ne acolo ce nu vă place. Noi primim și laudele, primim și corecturile de rigoare, dacă nu vă place ceva, dacă doriți să aveți în emisiunea aceasta subiecte, noi subiecte care să vă facă dumneavoastră să vă împlinească acea, știu eu, dorință pe care o aveți să aflați din gura invitațiilor noștri, acea informație pe care vreți să o aflați, cu mare drag scrieți-ne acolo unde avem emisiunile noastre, sub fiecare parte ce ați dori. Blogurile noastre le știți, 1tv Neamț, Gina Coșnete Gina, Viață în Armonie și Cheile Genelor. Cheile Genelor. .ro pe linkul Liei. Lia, încă o dată îți mulțumesc și îți doresc din tot sufletul să fii mereu așa zâmbitoare și plină de pace și de lumină cum ești acum și ne-ai umplut și această zi minunată cu prezența ta aici. Mulțumim, stimați telespectatori și dumneavoastră și celor de peste tot din lume care ne urmăriți. Vă iubim și vă așteptăm cu drag să rămâneți cu noi în permanență. Iubiți-vă mult cu Dumnezeu în voi și cu iubire. La revedere! La revedere! Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Vis-a-vis de cecul de pe Cuiești, salonul Lola Style te așteaptă cu un stil unic. Tratamente cosmetice cu aur și caviar, machiaje de zi și de ocazie, epilări cu ceară de unică folosință, pensări, coafiuri, manicură și pedicură. Lola Style. Stilul Lola, stilul tău.